șofăm, zâmbim, parcăm, plătim. Primăria Chișinău promite că peste 2 ani vom scăpa de ambuteiaje datorită parcărilor cu plată. Conform unui proiect prezentat astăzi în capitală, vor fi amenajate parcări pe părțile laterale ale străzilor pentru 30.000 de mașini. Taxa va varia în funcție de stradă. Pentru a parca mașina în asemenea mod pe bulevardul Ștefan cel Mare, șoferii vor trebui să plătească 6 lei pe oră. Banii vor fi achitați prin intermediul unui aparat de taxare, iar staționarea mașinilor pe parcursul întregii zile pe artera principală va fi interzisă. Cele mai scumpe locuri de parcare vor fi amenajate în zona istorică a orașului, în teritoriul cuprins între străzile Ismail, București, Sfatul Țării, Alexandru cel Bun și strada Cosmonauților. În funcție de stradă, tarifele vor varia de la 2 la 6 lei pe oră. De asemenea, pe unele străzi va fi posibil și taxarea pe zi. Vor fi amenajate parcometri, sisteme de plată automată în care persoana care dorește să parcheze se duce achită cu bancnote prin SMS-uri sau prin intermediul cartelelor pe care le poate procura preventiv. Primește un tichet care îl pune pe partea interioară a parbrizului, iar un controlor la fiecare 45 de minute verifică dacă este valabil timpul de parcare. În cazul în care nu este valabil, se aplică blocatoarea de roți și se face un proces verbal. Sunt câteva tipuri de parcaje. Un tip de parcaje sunt parcajele paralele cu bordura. Următoarele genuri de parcaje sunt parcajele sub un unghi de 30, 45 sau 60 de grade, funcție de distanța dintre copaci, ca să nu afectăm copacii, și sunt parcaje sub un unghi de 90 de grade. Potrivit lui Nistor Grozavu, dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Municipal în baza unui parteneriat public-privat în 2 ani, în Chișinău ar putea fi amenajate 30.000 de locuri de parcare. Primăria oferă terenurile și toate drepturile de a amenaja, iar agentul economic vine cu bani. Șoferii spun că sunt gata să dea bani, dar cer și calitate. Ați fi dispus să plătiți pentru a parca mașina în oraș undeva pe trotuar? Sigur. Cât ați fi dispus să plătiți? Un 5 lei liber. Voi fi dispus să plătesc, dar nu știu dacă calitatea parcărilor vor corespunde contraplate. Dacă o lești pe vreo zi întreagă, îți poate plăti, dar dacă o lești pe vreo jumătate de oră, asta ar fi rezonabil. Eu am circulat foarte mult în Europa, așa am observat. Nesupus de nimeni și de aparatul de taxare. Ai plătit pentru câte ori ai nevoie, în schimb, tot timpul ai loc pentru parcare. Pentru amenajarea celor 30.000 de locuri de parcare este nevoie de circa 300 de milioane de lei. De asemenea, va fi nevoie de modificări la regulamentul circulației rutiere și la legea privind taxele locale. Potrivit unui raport al ecologiștilor, 70% din mașinile care circulă zilnic prin oraș sunt parcate neautorizat.